ultimele informații înainte. De fapt, mergem chiar acum, amânăm puțin informația pe care o ai, Decebal. Marius Tuhuț este în legătură directă cu noi. Gaz Metan, Media și FC Voluntari. Ce să vedem în seara asta acolo, Marius? Bună seara, Vali! Ne încălzim pentru finalele din play-off cu un meci extrem de interesant din play-out. Gaz Metan, Media și FC Voluntari, două echipe care în momentul de față luptă pentru locul 2 din play-out. Mediașul are un punct în fața ilfovenilor. FC Voluntari, o echipă care putem spune că a renăscut cu Claudiu Niculescu pe bancă. O singură înfrângere pentru Claudiu Niculescu de când a preluat formația ilfoviană din 6 meciuri. De cealaltă parte, Gaz Metan Media și nu a mai marcat în ultimele 3 partide, deși a obținut două remize albe. Echipa lui Cristi Pustai, cum vă spuneam, nu a mai reușit să marcheze. Vom prefața această întâlnire cu directorul sportiv al formației FC Voluntari, George Galamaz. Bună seara, George! Bună seara! George, cum spuneam, un meci care se anunță interesant, a prins aripi, așa, după numirea lui Claudiu Niculescu pe banca tehnică și sperați chiar la prima poziție în acest play-out, nu? Da, așa este. Suntem într-o formă bună, ne dorim să continuăm această formă bună și vom întâlni un adversar extrem de puternic, cum ai spus și tu, nu au primit gol de câteva meciuri, o echipă redutabilă pe teren propriu, dar noi sperăm prin forma bună și prin tot ce le-a spus Claudiu să reușim să câștigăm și să-i depășim în clasament. Mai important campionatul în acest moment sau mai importantă semifinala Cupei României? Noi le luăm pe rând. Acum, în acest moment, mai întrebat este mai important campionatul. Vom încerca să ne luptăm până în ultima etapă și să reușim să ne clasăm pe primul loc, pentru că, totuși, cum am spus de foarte multe ori, eu consider și sunt sigur că avem echipa cea mai bună și cu jucătorii cei mai de calitate din play-out. Dacă Cosmin Contra nu va semna prelungirea cu Dinamo, există informații conform cărora Claudiu Niculescu ar putea să ajungă pe banca Câinilor Roșii, îl lăsa să plece de la Voluntari? Nu se pune problema, am discutat cu Claudiu această problemă și nu se pune problema să plece la Dinamo. El își dorește foarte mult să continue aici, nu se va pune problema să plece din vară. El rămâne, se simte foarte bine aici, ca dovadă sunt și rezultatele, ca dovadă sunt absolut tot ce se întâmplă la această echipă și el se simte foarte bine și nu se gândește să plece de la noi. Ați demarat și strategia pentru sezonul viitor, mă gândesc că sunt pretenții mai mari la Voluntari pentru noua stagiune. Da, vedem acum cu Claudiu că se poate mai mult și cu siguranță de la anul ne vom dori să jucăm în play-off. George, te întreb puțin și de lupta la titlu, să ne așteptăm la surpriză în meciurile de mâine și când spun surpriză, știu eu, viitorul să se încurce acasă cu CFR, FCSB la fel cu CSU Craiova? În ultima etapă am participat și eu la un astfel de meci să joci cu trofeul pe masă. Este un meci de încărcătură foarte, foarte mare. La viitor sunt foarte mulți jucători tineri care trebuie să gestioneze foarte bine acest ultim meci. Eu cred că totuși viitorul va câștiga, va avea un meci greu, dar totuși ei stau la mâna lor și eu cred că viitorul vor câștiga meciul și implicit vor ieși campioni. George, mulțumesc tare mult. Vali, înainte de a vă pasa legătura, vreau să vă spun și care sunt jucătorii care vor intra din primul minut pe teren astăzi și încep cu echipa Gaz Metan Mediaș. Greab în poartă, o linie de patru fundași, Crețu, Trâtovaț, Akaki Kubutia și Buzian, doi închizători, Ovidiu Bic și Radu Zaharia, Buziuc, Eric și Ciprian Petre sunt mijlocași ofensivi de la Gaz Metan, vârf împins Daniel Sikorski. De cealaltă parte, același sistem, 4-2-3-1, cu Balaurul în poartă, Maftei, Ionuț Balaur, Lucian Cazan și Axinte fundaș, cei doi închizători, Marinescu și Novac, Căpățână, Florin Cernat și Popa Diuc în linia de mijloc, vârf împins va fi Văduț, Claudiu Niculescu, cum vă spuneam, o serie foarte bună pe banca tehnică a Voluntariului, această partidă va fi arbitrată de Florin Andrei din Târgu Mureș la centru, ajutat de Micloș Noghi din Cluj și Gabriel Stroie din Argeș la cele două margini. Vali. Mulțumesc mult, Marius Tuhuț. Da, Florin Andrei, nu prea l-am mai prins. Vedem, probabil că așa pe final de sezon mai încearcă și Comisia Centrală Arbitrilor să le dea meciuri la arbitru. Da.
Poate mă înșel, dar chiar nu l-am sesizat la alte meciuri până acum. Poate e pe la primele meciuri în prima ligă. Bun, hai că nu te mai țin. Vrei da, să... Da. Informația brută, pur jurnalistic, este următoarea și din punctul meu de vedere va inflama destul de mult seara asta și ziua de mâine. Jucătorul CFR-ului, Larie, a semnat astăzi un contract cu Steaua, 100.000 la semnătură și 10.000 de euro salariu. Totul s-a întâmplat la Constanța, vă spun și hotelul. Unde CFR-ul se află? Dacă e nevoie, unde CFR-ul se află de astăzi, pentru că aseară a stat în București. Uh-huh. Acum, dacă îmi dai voie să fac și niște comentarii, știrea a fost clar enunțată doar. Uh-huh. Dacă mă las să fac și niște comentarii... Eu te las să fac niște comentarii, da. Dar o să te mai completez și eu. Te rog, da. Din punctul meu de vedere, așa cum am spus, povestea asta cred că o să reinflameze din nou finalul ăsta de campionat și fotbalul românesc. De ce spun asta? Pentru că eu așa văd lucrurile. Poate greșesc. Să semnez cu un jucător al CFR-ului înainte de meciul cu contra candidata directă, seamănă puțin cu alt caz, Cluj, da? Adică de aici putem să facem foarte multe speculații. Cei 100.000 unde se duc? Sau 200.000 cât au fost? Ce se întâmplă cu ei? Nu s-a întâmplat nimic, e prima de instalare. E prima de... Craiova, ce a făcut, ce s-a întâmplat, să vină evenimentul. Dar nu poți să ne întrebi de contextul strict. Da, contextul, dacă puneți voi, eu vorbesc un pic din punct de vedere că vorba aia, sunt impresarul jucătorului și pot să vorbesc din acest context. Da, nici nu știam că e jucătorul tău. Tu ești impresarul lui? Da, eu împreună cu Bilal. Eu unul așa lucrez cu jucătorii mei pe care îi reprezint și cu care sunt, mă consider că sunt mai mult prieteni și vreau să mă relațion bună și nu pot să-i construi. Larie, hai să stăm până după. A fost o ofertă pe care a spus că vrea să o accepte. Eu nu pot să-l oblig și niciodată nu voi face lucrul ăsta. Mereu mă consult cu ei. Probabil că i s-a spus, bă, dacă decizia, mă semneze astăzi, mâine nu mai decizia va finală. Păi probabil, da, păi despre asta a fost o ofertă bună că... pentru el pe care o accepte astăzi. Că și el avea discuții și în străinătate și în alte, la alte echipe. Sunt discuții pentru el, erau discuții pentru el. Existau. Mie, în altfel, mi-ar fi convenit siguranță mult mai mult să duc într-o țară de afară în care, cu care am discuții. Fiind jucător liber, era interesant și pentru jucătorul un salariu mult mai mare și pentru noi ca impresari. Dar nu pot să mă opun niciodată dorinței jucătorilor, care ei sunt cei care decid până la urmă. Doar pot să-i sfătuiesc și să-i... Bun, hai să vedem o declarație a lui Larie din urmă cu două săptămâni, cred. Haideți să vedem. Crezi că va lua viitorul titlul, echipa la care ai fost? Eu sper, le țin pumnii în continuare, sper că mâine să câștige din... ...au oferte de la două echipe și atunci... Păi, bun, și de asta ați făcut-o astăzi ca să o rezolvați, să nu... Da, eu asta spun. Scuzați că intervin și... Băiatul nu credea, poate spunea, păi ce, nu domne, poate îmi face o ofertă numai așa ca să joc ca și după aia numai... Și am zis, băi, eu nu fac oferta iurea, mie îmi place de el. Domnul Becali, trebuie să ne oprim pentru că începe meciul și trebuie să dăm legătura la stadion. Bine, sănătoși, dar nu e normal așa ceva, că e imoral să cupe un jucător care e liber. Doamne, ferește, doamne. Bun, mulțumesc pentru intervenție. Seară bună. Nu le mai dau salarii lui Steaua ca să nu joace cu Craiova, ca lumea o să punem copiii ca să fie moralitate, să pierdem cu Craiova. Ca să fie moralitate, domnul Decebal. Da? Celor de la Craiova, nici patronul le dă lor o primă, așa că stați niștiți. Nu, lasă, că îi punem noi acum, noi nu mai jucăm cu Craiova, că este imoral să jucăm cei mai buni jucători, ca să câștigăm. Că după aia, contracanditatele, Mulțumesc, domnul Becali, trebuie să dăm legătura la meci. Scuze, mulțumesc, dacă mai vorbim, mai mulțumesc mult, legătura la meci, vedem prima repede.